Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Cu mare tristețe, să știți, fac această emisiune și nu glumesc. Unele le fac emisiuni, spun, cu revoltă, altele cu lehamite, altele cu scârbă de-a dreptul. E vorba de teme abordate, desigur, să fim bineînțeleși. Unele cu întristare. Asta de acum o fac cu întristare, cu revoltă, cu lehamite, cu preocupare și cu, nu știu dacă am înșirat o chestie asta printre primele, cu o imensă tristețe. E vorba despre concursul România au talent, la care eu nu mă uit. Și nu m-am uitat, cred, niciodată, decât accidental. Eu nu prea mă uit la televizor decât după 12 noaptea și mult după 12 noaptea, când termin munca, și atunci pe câteva programe pe care le caut pe National Geographic și pe canalele de istorie. Atât. În rest, îmi iau informația din online, știu unde să mă duc. Însă aflu, și chestia asta e relevantă pentru societatea în care trăim, că sezonul al 13-lea, pare că a fost cu ghinion, a fost câștigat de un puști de 7 ani de prin Botoșani. Și m-am uitat un pic să văd, că s-a iscat un fel de îlvă, m-am uitat un pic să văd despre ce e vorba. Și ce talent avea puștiul. E vorba de talentul de a memora, care nu e neapărat un talent, și este, ăsta este într-adevăr acum vine, talentul de a vorbi elocvent, de a avea o anume elocință. Aici se termină tot. De aici începe neînregula, ceea ce nu e ok. Puștul ăsta spunea chestii pe care nu le înțelegea, pe care niciun copil, oricât de precoce ar fi, de 7 ani, de clasa 1 sau a 2, nu le poate înțelege, nu le poate discerne. Chestia asta o spunea și analistul Harry Bucur Marcu, pe care eu chiar îl respect și îl apreciez. Și ce recita și declama și spunea în oratoria sa acest copilaș? Spunea chestiuni de care aur ar fi tare mândru, chestii patriotarde, chestii pe care le-ar fi zis caragiale, cu 3 de R, românești, chestii patriotice. Omul, adică tatăl, și familia fiind apropiați de protopopiatul de Botoșani. Și îl vezi pe puști în diverse poze, în straie, preoțești, cu lumânări în mână, prin altar, în biserici ortodoxe, fiind băiat de altar, sau presupun că ceva de genul acesta. Deci ați înțeles cam pe unde merge toată afacerea asta, care a adus niște bani splendizi familiei respective. Apropo, văd în declarația de vere a tatălui că vreo 23.000 și ceva de lei au fost intrări de la Unibet și Betfair, pariuri sportive. Nu e rea deloc, nu, obișnuința tatălui. Un foarte zdravăn și pozitiv exemplu patriotic, da? Românesc. Apropo de familie creștină, cu frica lui Dumnezeu și, na, mai câștigăm și la pariuri, mai vedem pe acolo. Bun. Ok, asta treacă, meargă omul, mai are slăbiciuni, Dumnezeu le va înțelege. Ceea ce, în schimb, nu cred că va înțelege Dumnezeu, este abuzul la care a fost supus acest copil. Pentru că despre asta este vorba. De dragul banilor, de dragul câștigării unui concurs pe bani, mulți, acest copil a fost supus unei serii de abuzuri, adică a fost pus să facă și să zică lucruri pe care el nu le înțelege, pe care
foarte probabil, pe care foarte posibil, sau poate nu, dar e posibil ca peste ani, când va fi matur, să le renege chestiile pe care le-a spus. Ce zice acest copil? L-am auzit, apropo, declamând despre Dumnezeu. Niște formulări filosofice pe care un elev de clasa 12 are probleme serioase de tot să le înțeleagă. Și le spunea un puști de 7 ani. În ce clasă o fiind? În ce clasă o fi fiind? A doua? Nu știu. Dar pe acolo, nu? Și m-am uitat ce mai spune acest copilaș. Aș vrea foarte mult să mă fac actor, să joc în diferite filme, să am roluri istorice și populare. Un copil de clasa a doua îți spune că el își dorește să joace în filme, să aibă musai roluri istorice și populare, din popor. Eminescu este foarte actual. Adică asta gândește el în străfundurile lui, un copil de 7 ani. Eminescu este foarte actual, nu îi se spune, nu îi se bagă în cap, nu e tras cu cheia, nu, așa e. Și pentru vremea noastră și pentru orice vreme, nu o să vă dați seama ce formulări îi se bagă în cap acestui copil? Eu niciodată nu o să uit de Mihai Eminescu și despre trecutul nostru istoric. Nu vă vine deja un pic, mai ales cei care sunteți părinți, să aveți niște mici străfulgerări pe șira spinării, cum îmi vine mie? Eu trebuie să le dau o lecție oamenilor ca să-și iubească mai mult țara. Unii se laudă că își iubesc țara, dar nu e chiar așa. Eu niciodată nu voi dori să plec în altă țară. Eu vreau să rămân în România și mi-arăt dragostea de țară prin fapte bune, prin iubirea de istorie, de strămoșii noștri, de Eminescu și de alte personalități. Eu cred că Eminescu mai trăiește. Eu cred că toți supereroii adevărați, adică domnitorii, există. Ei trăiesc în sufletul tău dacă crezi în ei. M-am revoltat și m-am supărat foarte tare, să știți. Și aici discutăm din nou despre noi. Despre în ce hal am ajuns. Nu doar că jurații de la România au talent au picat pe spate auzind aceste elucubrații din gura unui copil pus să spună lucruri pe care habar nu le avea pentru înțelesul lui, pe care nu le înțelegea o iotă. Se vedea de la o poștă că acel copil a fost îndoctrinat să spună niște chestii care să sune într-un anume fel pentru un anume public. Și aici venim. Oamenii au votat și în loc să se oripileze, în loc să vadă un abuz asupra unui minor, cum este, ce-au făcut oamenii? Vai! O minune de la Dumnezeu, probabil și-au tras 3 cruci. Dar ce frumos, dar ce minunat. Oameni buni, ăștia suntem. O chestie de genul ăsta, din Ungaria încolo, nu în vest, din Ungaria înspre vest, n-ați fi putut vedea, nu s-ar putea concepe ca un minor să fie manipulat în asemenea hal. Nu veți vedea așa ceva, oricât de urbanist ar fi urbanismul, oricât de, nu știu cum, ar fi polonezii cu conservatorismul lor, cu nu știu ce, oricât de, nu știu cum ar fi, oriunde vreți dumneavoastră, din Ungaria, inclusiv înspre vest, astfel de aberații, nu veți întâlni. Le veți întâlni, iacătă, prin părțile astea. E posibil să le mai vedeți prin Serbia, probabil, și prin țări de genul acesta. M-am oripilat. Așa cum m-am oripilat când de un 1 decembrie
nu cu mulți ani în urmă, Radio Târgu Mureș, care este parte din Radio România, deci funcționează pe banii dumneavoastră și ai mei, indiferent de audiență și de tot, numai așa să dea salarii babane la Boș, babane însemnând mii de euro pe lună, asta e o temă de discuție pentru alte emisiuni. Da? Și într-un 1 decembrie, altă chestie oripilantă pe care Radio Târgu Mureș, adică Radio România, o pune pe pagina lor de internet, la parada militară, un puști care de-abia începuse să umble. Un băiețel de un an și jumătate, nu cred că avea doi, de-abia umblând în uniformă militară, de camuflaj, sus și pantaloni, cu o căscuță care aducea a cască de Kevlar, că nu mai sunt de metal, da? Cască de război, ca să ne înțelegem despre ce povestim în discuție, și cu un fel de mitralieruță la piept. Absolut sinistru, înfiorător. I-am scris manageriței pe forumul de acolo, bineînțeles că mi-au șters comentariul după jumătate de oră. Ce înseamnă toată chestia asta, care iată începe să se lege? Înseamnă că un anume tip de discurs, un anume tip de autohtonism, un anume tip de militantism, de tip aur și așa mai departe, deja unul la mână începe să fie transmis prin doctrinare, sau încercat cel puțin, tentativa e clară, copiilor. Doi la mână, faptul că se votează cu entuziasm de către români asemenea lucruri, nici nu știu cum să le etichetez, ne arată foarte limpede și clar cine suntem. Ce e talentat în asta? În afara capacității de a memora și în afara unei, într-adevăr, impresionante capacități de a declama. Dar lumea n-a fost impresionată și n-a câștigat pentru cum a spus, ci pentru ce a spus. Pentru chestiile de genul ăla. Da? Și nu numai la în final, ci în toate episoadele și în toate concursurile, oriunde a ieșit cu astfel de chestii. Domnule Eminescu, lucruri pe care le-ar înțelege greu un elev de clasa 12-a dacă i s-ar spune. Și băiețașul ăsta nu înțelege nimic din ce zice, dar i se pun texte, i se dau texte, le învață pe de rost și le regurgitează frumos și lumea pică pe spate. Este o oribilitate chestia asta. Este un abuz împotriva unui copil. Într-o țară normală, unu, așa ceva nu s-ar întâmpla, v-am spus, din Ungaria încolo, uitați. Doi, dacă totuși s-ar întâmpla, protecția copilului ar fi în seara aia deja acolo. Da? Ca să fim bineînțeleși. De ce? Pentru că ăsta este un abuz. Un abuz motivat exclusiv financiar. Poate nu doar financiar, poate chiar și ideologic, dar e vorba și de pănet mult. Noi ce facem? Ce minunat, ce minune de la Dumnezeu! Ne-a dat bunul Dumnezeu un asemenea îngeraș și lucruri de genul ăsta că te străfulgeră pe spate și te cutremuri când l-auzi. Ce e de făcut? Un singur lucru. Ar fi trebuit să se facă, nu s-a făcut, poate se va face cândva și vom începe procesul de salvare. O educație așa cum trebuie. Educația în România fiind praf și pulbere, așa arătând ea astăzi, și viitorul arată fix la fel. Când educația din România va arăta altfel, comparabilă cu educația din țări normale sau cel puțin quasi normale, atunci vom putea avea speranța că peste o generație sau două vom arăta și noi altminteri. Altfel, așa cum stă treaba acum, nici nu mai îndrăznesc să zic. M-am oripilat, m-am cutremurat, m-am enervat și mai presus de toate aturile astea, M-am întristat. Un copilaș la vârsta aia nu trebuie să-ți spună despre cât de actual e Eminescu.
despre cum nu trebuie românii să plece din țărișoara lor și astfel de elucubrații. Un copilaș la vârsta aia este încă în zona cățeluș cu părul creț și chestii de genul acesta, bastonașe pe care le desenăm și începem să învățăm a scrie. Unui astfel de copilaș cu chestii de genul acesta îi nenorocești copilăria, îi o răpești și îl faci praf. Asta vrem? E bine? Tovărășeilor de la AUR, care vă plângeați că vor homosexualii să smulgă copiii din brațele primitoare ale românilor verzi. Vorba lui Conuiancu, dar nu-i nimic umoristic aici. Pasta cum o vedeți? E bine? Vă place? Pun pariu că sunteți în culmea extazului. Am zis. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal și le recomandați și altora să se aboneze, de-l considerați a fi vrednic de așa ceva. Mulțumesc pentru Cristian Ivaneș Oficial, pagina de Facebook oficială a canalului. Rugăminte este să faceți subscribe acolo, apar cele mai recente emisiuni. Așa cum vă mulțumesc foarte mult că luați în considerare faptul de a ajuta acest canal să poată să continue prin Patreon, PayPal și Revolut. Informația aici și în textul de sub imagine în site-ul YouTube. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și să auzim numai de bine.